telefon este Cristina, o fostă colega doamnei. Alo, bună seara! Bună seara! Ce doriți să ne spuneți, doamnă? Da, eu sunt o fostă colegă de-a lui Mihaela Tăbăcaru. O cunosc, o fată liniștită, cu minte harnică. Se vede, doamnă. Așa o știm și noi, doamnă. Se vede. Da, spuneți-ne, dumneavoastră ați văzut mesajele sau ați auzit cum vorbea soțul cu doamna la telefon? O mică parte am auzit, nu chiar totul, dar am auzit. Cum o întreba cât salaria, cât bani ia, de ce ea numai atâta, de ce nu muncește. Dar va povesti doamna la muncă, dacă într-adevăr. Va povesti doamna și de bătăile pe care le lua de la soț? Din ce mi-a povestit. Deci nu sunt din localitate cu ea, nu sunt. Noi ne-am cunoscut în Spania. Și cum a fost în Spania? Că, iată, doamna ne-a spus că a fost, că a muncit foarte mult și așa mai departe, dar soțul nu o crede. De ce credeți că, așa este, că are aceste îndoieli? Bănuiesc că gelozia este. Doamna vrea să facă un test poligraf ca să-l convingă pe soțul că n-a înșelat. Foarte bine, foarte bine. Să demonstreze că este. Eu am cunoscut o femeie liniștită, nu ieșea din. Mergea la muncă zi de zi, nu. Bravo, doamnelor, bravo, mă bucur da, că ați doamnelor, intrat dar vi se pare normal, după 20 de ani de bătăi, nu, tot place, cu el să vrei să aflăm rămâi? Aflăm și noi exclus cum se muncește în Spania și cum rămân prietene după ce au muncit acolo. Dar e foarte important. Mulțumim, doamnă, că ați intrat în direct cu noi. Acasă, facem grădină, dar bine, el dar nu se ce cu ziua în sat. Doamna Mitoșeru, subiectul nu e aici că muncesc femeile în Spania. Mă bucur că ați punctat chestia asta, că e important să știm că românii sunt niște oameni. Ai muncii unde foarte se duc, buni. Fac cinste. Când îi spuneam, măi, dar tu crezi că e chiar așa de ușor? Că, dar da, și să muncească. Și ea culege niște căpșuni. Și ea culege niște căpșuni. Nu avem voie să vorbim la tine. Când îi spuneam, dar și treaba, cum să n-ai voie să vorbești la telefon? În primul an m-a trimis să terminasă încă aproape programul, să completau una cu alta lădițile care nu erau. El știe acum că sunteți cu noi la televizor? Știi că toată ziua m-a sunat mesaj. Și ce zice? O să mă întorc acasă că nu mai face, nu mai. Dar de s-a cerut scuze, doamnă, vreodată că v-a bătut sau că v-a jignit? Nu. De ce? Ce zice? Că meritați? Nu, că el e bărbat, mă. El, da, vorba. El e bărbat. Femeia trebuie să fie supusă și bărbatul trebuie să facă ce vrea cu doamna. Exact. Da, eu sunt foarte curioasă ce zic autoritățile de acolo și aș dori să ascultați și dumneavoastră ce spune primarul localității, primarul comunei Dănești, județul Vaslui, ce ne-a spus domnul primar Neculai Ciofu. Ascultăm chiar acum și comentăm. Cele mai multe reclamații, din câte am înțeles, care le-au făcut, le-au sesizat la poliție, că probabil suna la 112. Îi cunosc de cel puțin 10 ani de zile. Ei, familia aceasta, au lucrat în Vaslui și urmă s-au mutat în satul Bereasa, unde au o casă. Știu despre ei că au 3 sau 4 copii, așa. Nu știu exact, dar 3 știu că au. O singură dată au venit amândoi împreună cu mama dumneiei. Bine, probabil că mama a venit să o ia acasă, că nu se înțeleg, că nu se ceartă, să bat. Și eu atunci le-am spus, vadă de treburile lor, că au copii de crescut. La mine, când au venit, nu au spus nimic de gelozie, numai că nu se înțeleg. La noi, la primărie, nici nu putea să divorțeze, că are copii. Aurel este cunoscut ca o persoană violentă în comună? Nu, nu. Nu a avut antecedente, că s-a bătut cu cineva? Nu, nu a avut. Nici nu, dar v-am zis că el, din câte știu, el e pensionat caz de boală. Cu inima, nu cred că consumă nici băuturi alcoolice. Ei, fiind mai tânără, nu s-au adaptat aici, în sat, acolo unde au ei locuința. Eu cred că ăsta e singurul motiv, că ei s-au certat de când au venit la țară. El mai vine după adeverință, când se duce la spital, când. Numai atâta, zici, domnule, au plecat că iară la Dragsteana. E, zic, las, că se întoarce înapoi, când îi dor de copii. Acum, nu știu motivul, probabil că o sta mai mult prin străinătate și situația s-a agravat. Ea acum a venit la noi în emisiune și spune că nu se mai poate întoarce acasă pentru că soțul o va omorâ. E posibil, dar bănuiesc că înainte de a ajunge la dumneavoastră la emisiune, cred că a făcut sesizarea și la poliție.
Iată ce știe sau nu știe domnul primar, e posibil, nu-i posibil, a auzit că sunt niște probleme acolo. Și nici nu-l interesează. Domnul primar. Așa e cum e. Domnul Nicolae Ciofu este cu noi la telefon. Bună seara, domnul primar. Bună seara. Bună V-ați seara. Mai interesat de această familie? Da, doamnă, eu am spus ce am de, am avut de spus. Ai venit în satul Bereasa de vreo 15 ani, cred că. Dar pe noi ne interesează de aceste violențe și dacă dumneavoastră, ca primar al comunei, faceți ceva ca aceste violențe se oprească. Doamna, aceasta... Nu e vinovat, într-adevăr, dar un primar trebuie să știe situația din comună. Să vă ajute, dragă, primar, să vă ajute. Dacă ați auzit că de atâția ani domnul respectiv o rănește pe doamna, o jignește, o bate... Nu de atâția ani, că ei au făcut o casă în satul, unii s-au mutat, au crescut copiii, ei au... Tocmai. Problemele astea de vreo 4 ani. De 4 ani, deci e suficient pentru viața unui om. L-ați chemat și dumneavoastră să stați de vorbă de la bărbat la bărbat și să-i spuneți că e tată, că e bărbatul doamnei și că doamna muncește greu în Spania la căpșuni ca să aducă un bănuț acasă și că el trebuie să fie băiat de treabă. I-ați spus treaba asta? Am discutat cu amândoi dacă este doamna în plată. Nu lăsați amândoi! Dumneavoastră spus, de la bărbat la bărbat. Ați văzut pe material ce a spus. Lasă că vine înapoi. Da. Da, asta i-a spus domnul primar. Și ce v-a spus? V-a promis că se face băiat de treabă? Da, da. V-a promis, da? Da, da, da. Și l-ați mai chemat după aceea să-l luați de urechi? L-am luat, i-am chemat pe amândoi la mine, am discutat cu ei. Bine, că eu și să spun acum, de când au plecat ea în Spania, s-au stricat relațiile între ei. Auziți, domnul primar, pe ea a plecat în Spania și a trimis bani acasă la copii și lui. Păi nu e rușine. Ea n-a plecat în Spania să facă trotuarul, a plecat să muncească, domnul primar, tot pentru casa lor. Tot o dați cu Spania, Spania, ca și când e... Rugămintea noastră pentru comunitatea dumneavoastră este să... Să vorbiți cu acești bărbați care stau numai prin cârciumi. Nu zic că este cazul soțului invitatei mele, că nu bea, nu consumă. Dar violența aceasta în familie, poate că ar trebui să faceți, nu știu, niște campanii, să nu se mai bată oamenii, domnul primar acolo, că nu se poate. Treaz, bun treaz, nu. Ia uzi. La băutură, dacă mă potriveam, dansam toată noaptea cu el. Ca să nu și să nu. Ce diferență de vârstă este între dumneavoastră? 10 ani. 10 ani. Că spunea domnul primar pe material că dumneavoastră sunteți mai tânără și dânsul. Ce să spun, 10 ani, mare istorie. Nu, nu este. Domnul primar, asta ne-am dorit, să nu mai auzim așa ceva. Uite, doamna Mihaela a venit la noi să facă testul poligraf, să-l convingă pe soțul ei că nu îl înșală. Vă dați seama? Vă rog frumos, domnul primar, să spuneți că tot de când am venit, îmi spun în șir, am venit eu cu Valina la dumneavoastră, de când am venit în Spania, sau chiar am venit eu vreodată cu Valina, de când m-am măritat eu cu el? Ce e Valina? Nu este adevărat, minte, când ajungeți înapoi acasă să mai veniți la mine, dacă nu vrea și el, numai dumneavoastră. Am fost eu și eu niciodată nu am fost cu la dumneavoastră, am venit atunci când m-am plâns, a venit și mămica. Dar el ce zice că v-ați dus să ce? Să-l bârfesc pe el, dar el spune că... Draga mea, ascultă puțin. Păi tu chiar trebuia să te duci la domnul primar să fac, doamna, și să-l rogi frumos să mă ajute. Că de aia acolo tatăl vostru în comună. Am trăit 2 ani cu el. Ce am înțeles eu de aici? Am fost, după ce am venit acum din Spania, am fost cu el la diabet să-și ia analizele și trebuia să mă întâlnesc cu fetele să le dau bani pentru gazdă. El nici n-a vrut să stea, să mă lasă să stau de vorbă cu copiii mei. Străga fetele, el spunea la fete și treaba e cu mine, de unde mă cunoști? Păi și atunci dumneavoastră trebuia să renunțați în clipa aia. Domnul primar, cu fetele. I-am zis, am nu ții rușăni, păi sunt copii, e mai important el decât copii. Numai puțin, în legătură cu acești copii, că e vorba totuși de 4 copii, e adevărat că acum au crescut, dar... Asistența socială de acolo, de la dumneavoastră, de la primărie, ce știe despre această familie? Doamna asistenta mea e venită de un an de zile, cealaltă e plecată, că s-a pensionat. Dar de când e venită doamna nu a venit niciodată la asistenta mea socială. Nu pot să vin, în primul rând, este... Dar cealaltă care s-a pensionat a fost vreodată la dânsii? Și suport eu, decât... Domnul primar, a fost vreodată asistenta la dânsii?
Am fost și eu la ei. E adevărat? Au fost, domnul primar. Bravo, domnul primar. Dar dumneavoastră nu trebuie să mai puneți bărbatul pe primul plan față de copii. Adică nu vă rup sufletul de copii dumneavoastră când v-ați întâlnit cu ele, dați banii de chirie. Spuneți, domnul primar. Spuneți, vă rog. Ascultați. Doamna, eu am avut grijă de fetele ei, știu că le-a dat bani, de asta o și plecat. Unii au plecat și nu este o problemă pentru ea. Ce problemă are, are soțul. Așa e, așa e. Dacă ați fost lângă ei, bravo și felicitări. Nu știu, la început n-am știut, dar mă bucur din suflet. Aș vrea să mergeți și la poliție, la copii, să vedeți, să plece de acolo. Să vedeți ce se întâmplă cu acele plângeri pe care le-ați făcut și nu lăsați lucrurile așa, doamnă, pentru că nu este normal să fiți bătută. Dar eu ce am observat aici, parcă în dumneavoastră locuiesc două persoane. Una care mănâncă bătaie, e jignită, înjurată, umilită și așa mai departe, și una căreia e milă, e soțul meu și îl apăr și așa mai departe. Trebuie să vă decideți ce anume e important în viața dumneavoastră, pentru că sănătatea dumneavoastră... Sănătatea dumneavoastră, de fapt, este cea mai importantă și a copiilor. Un sfat oraș, în 30 de secunde. Nu sunt copii, vreau să facă testul ca să meargă mai departe cu domnul. E adevărat? Că dacă se liniștește, el. Nu-l lași. E adevărat? Să fiți în continuare cu soțul dumneavoastră. Nu cred, nu. Păi da sau nu? Nu. Atunci nu are sens să faceți un test sigur poligraf. Da. Pe ce vreți să-i demonstrați dacă oricum vreți să vă despărțiți de dânsul? Vreau să vă decideți. V-am spus pentru așa ceva, eu vreau să rămân eu. Eu mi-am zis că mi-au și viața, mi-au viața după ce se termină. Nu vă luați, doamnă, nicio viață, asta e bună. Dar vreau să mor cu inima împăcată pentru că nu am să am vinovat. Am 23 de ani de chinuri. Nu, să nu mai spuneți asta cu sinucideri și așa, că nu vreți să auzim așa ceva. Și vreau să vadă tot satul și tot... Mai bine puneți copiii pe primul plan și lăsați satul. Satul nu e atât de important cât viața și sănătatea noastră și fizică și mentală. Noi o să urmărim acest caz și o să... Uite, ne bazăm pe domnul primar că o să rezolve această situație de la dumneavoastră din sat. O să încercăm să o facem, dar dacă sunteți în starea asta emoțională, nu se poate face. Mă liniștesc. Să vă liniștiți, doamnă. Mă liniștesc. Uite, vă liniștiți și poate facem testul poligraf. O să vedem, vorbim și cu soțul, să vedem ce părere are și dânsul despre asta.